Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Mă numesc Zuleiha, sezonul 4, episodul 1. Mulți oameni au fost răniți în atacul de la ferma Yaman, printre care și Uzum, fiica lui Sanie. Zuleiha nu-l găsește pe Demir și crede că a fost răpit. În timp ce Fikret îl caută pretutindenii, Umit merge imediat la procuror și spune că Demir a ucis-o pe Sevda și că el a înscenat atacul pentru a putea fugi. Zuleiha și Fikret sunt suspectați că l-au ajutat. Fekel primește permisiune specială și este eliberat temporar pentru a ajuta la găsirea lui Demir. Fikret le spune lui Zuleiha și celorlalți despre Hakangu Musoglu, dușmanul lui Demir. Actorul Ibrahim Cericol se alătură distribuției serialului cu personajul Hakan. Hakan este un bărbat misterios și carismatic, care se remarcă prin personalitatea sa, este ambițios, luptător și curajos. Hakan nu are nicio legătură cu atacul. El a fost plecat din țară în ultimele zile și abia acum află de moartea fratelui său, Erkan, de la partenerul său de afaceri, Abdul Kadir. Demir a avut o problemă veche cu frații Gumusoglu. Hakan a vrut întotdeauna să-l facă pe Demir să plătească și a așteptat momentul potrivit pentru răzbunare, dar nu intenționa să-i facă rău. Răzbunarea lui a fost faptul că a cumpărat acțiunile lui Zuleiha. Fratele său Erkan a profitat de faptul că el a fost plecat din țară și a plănuit să-l ucidă pe Demir împreună cu Abdul Kadir. Erkan a jefuit conacul în urmă cu ceva timp și tot oamenii lui au atacat conacul, însă nici ei nu știu unde a dispărut Demir în timpul luptei. Abdul Kadir îl face pe Hakan să creadă că Fekel l-a ucis intenționat pe Erkan. Hakan merge în Cucurova și promite răzbunare pe Fekel și pe Demir. Betul începe să-l placă pe Fikret. Hakan le spune oamenilor să-i transmită un mesaj lui Fekel. Din nou nu intenționa să rănească pe nimeni, dar omul său incendiază casa fără să știe că sunt persoane înăuntru. Betul îl salvează pe Keremali. Fekel și Fikret îi sunt foarte recunoscători. Umit îl răpește pe Adnan, apoi o sună pe Zuleiha și îi cere să-i spună unde este Demir. Zuleiha merge la ea și îi spune că nu știe unde este, dar Umit nu o crede și refuză să îl dea pe Adnan. Atunci Zuleiha o amenință cu arma și în timpul conflictului dintre ele, arma se descarcă și Umit e împușcată. Hakan, care este pe urmele lui Zuleiha crezând că îl va duce la Demir, urmărește aceste momente de departe. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.